Astăzi o să discutăm puțin de lumini. Mașina mea este un model mai vechi, dotat cu halogen, becul cu halogen, și ca toate becurile cu halogen, nu sunt extrem de puternice comparativ cu LED-urile mai noi sau xenoane, cum sunt celelalte denumite. De aceea am cumpărat aceste becuri de la Philips White Vision Ultra, care promit o lumină mai albă și mai puternică. O să le montez pe mașină și o să vedem exact diferența. Cred că am să pun doar într-o singură parte a mașinii, să vedem noapte exact care e mai luminos sau nu. Becul standard, care este un bec de la Valeo, gen 15 lei, 10 lei cât a costat, nu mai știu exact, dar astea sunt mult mai scumpe, peste 100 de lei setul. De asemenea, din câte văd, avem și poziții, dacă nu greșesc. Le voi schimba și pe alea și vedem exact ce și cum. Am reușit până la urmă să scot. Asta este becul. Asta este cel de la care îl aveam înainte, de la Bosch. Părea că filamentul este mai subțire la ăsta nou. Probabil asta este din video. Dăm o leacă de lumină să vede ce diferență este la soare sau dacă măcar se aprinde. Da, se aprinde, dar tot este galben, adică nu
nu văd diferența așa mare față de poate o leacă mai albă, dar nu cu mult. Ia să vedem. Acum s-a făcut noapte și în dreapta ar trebui să avem White Vision de la Philips și în stânga, dacă nu greșesc, este un Valeo. În dreapta unde este White Vision de la Philips. Să-i dăm și okay. Parcă este puțin mai luminos becul nou și puțin mai alb, dar nu este o diferență majoră. Testam și mă uit. După cum ziceam, n-am mai schimbat poziția, pentru că le-am deja poziții LED și n-avea rost. Pur și simplu adăugam un bec care se putea arde. Adăugam chestia asta și de afară pare mai ok în dreapta, doar cum este mai luminos decât celelalte. Na, o să schimb în ambele becuri, să fie White Vision-ul de la Philips și acum mă gândesc dacă rezistența va fi cât de cât ok, pentru că sincer nu prea aș vrea să schimb la câteva luni. Dacă mă ținem un an, e bine. Și valeurile astea am avut unul care s-a ars și unul cu Bosch și nu a fost mai mult de un an. Am bag de 15 lei. Pare mai ok, mai luminos puțin. În rest, ce să zic. Voi decideți dacă se merită investiția, pentru că totuși este vorba de am dat 140 de lei pe două becuri. Două becuri H7 și două poziții. Acum voi decideți dacă se mită White Vision-ul ăsta. Oricum am să mai revin în comentarii cu experiența pe parcurs, eventual dacă s-au ars între timp. În rest, ce să zic, mult noroc și discutăm.